Avem o informație proaspătă. Guvernul care se laudă că a reușit să renegocieze planul de redresare și reziliență, dar pierde de fapt 2 miliarde de euro din fonduri nerambursabile. A reușit să scape și de pragul de 9,4% din produsul intern brut pus bugetului de pensii. Vorbim de fapt de o limitare gândită să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii, dar care s-a transformat foarte repede într-o armă electorală. Andreea Dumitrescu ne explică. Andreea. Bun găsit tuturor! În momentul în care a fost negociat inițial Planul Național de Redresare și Reziliență, în acord cu Comisia Europeană a fost impusă această limită a cheltuielilor care pot fi făcute cu pensiile de stat, adică să nu depășească bugetul acestora 9,4% din PIB. Socialdemocrații care au venit la putere ulterior negocierii acestui plan au spus că practic până în 2070 nu vom mai putea crește pensiile, ceea ce în esență poate fi fals, pentru că produsul intern brut crește anual, așa că acest procent de 9,4 ar fi însemnat în sumă absolută în fiecare an mai mulți bani care ar fi putut permite eventuale majorări de pensii. Cu toate acestea s-a făcut o întreagă campanie că trebuie eliminat acest plafon, lucru care, iată, au și reușit să obțină de la Comisia Europeană. În schimb, pentru că am fost înregistrată o creștere economică în România și pentru că s-au făcut și alte realocări de fonduri pentru tranziția verde, deci pentru energie verde, mai puțin poluantă, dar și pentru alte măsuri care să fie în acord cu digitalizarea, cu protecția mediului, s-au regândit anumite programe, însă vestea proastă este că pierdem din banii pe care nu ar fi trebuit să-i mai dăm înapoi Comisiei Europene, peste 2 miliarde de euro îi pierdem așa. În schimb, vor fi în continuare bani alocați mai mult către aceste proiecte prioritare, energie verde și digitalizare. Mulțumim, Andreea.